Daniel Antonie s-a prezentat din nou în fața judecătorilor în mai puțin de 24 de ore. Directorul din cadrul complexului energetic Coltenia este judecat pentru abuz în serviciu, după ce a achiziționat mai multe truse medicale sau furtunuri de pompieri la prețuri supraevaluate, spun procurorii DNA. Prejudiciul creat astfel s-a ridicat la peste 400 de mii de lei. Daniel Antonie, director în cadrul complexului energetic Oltenia, este acuzat de abuz în serviciu de procurorii DNA, după ce a achiziționat truse medicale și furtunuri de pompier la prețuri supraevaluate. În instanță s-a prezentat astăzi și fostul director al carierei Peșteana Gabriel Nanu pentru a da declarații. Sunt necesare trusele în procesul nostru, întâmplător am văzut când au fost aduse în magazie sau și repartizat, atunci aveam funcție de conducere la producție. Va a întrebat cineva dacă e nevoie? Nu am fost consultat. Se stabilește în funcție de gradul de uzură. La secția mea a fost una. S-a discutat cu adjunctul meu. Eu am auzit doar speculații că s-ar fi cumpărat la prețuri supraevaluate. Nu existau acele truse în magazia centrală. La punctele de lucru existau truse, în unitate erau obligatorii. Era nevoie de altele pentru că unele erau degradate și uzate. Procurorii DNA au stabilit că CEO a fost prejudiciat cu aproximativ 400.000 de lei în momentul în care s-au achiziționat aceste lucruri. Deși valoarea totală a investițiilor depășea pragul minim prevăzut de ordonanța de urgență numărul 34 per 2006 pentru organizarea unei proceduri competitive de achiziție, din dispoziția directorului general al SDM Antonie Daniel, achiziția a fost fracționată prin divizarea acesteia către unitățile miniere de carieră Peșteana, Pinoasa, Rovinari și Jilț Nord. Trusele medicale și furtunurile de pompieri au fost achiziționate de la cele două societăți mai susmenționate la prețuri supraevaluate de 830 de lei, respectiv 850 50 de lei fără TVA, în condițiile în care oferta de piață pentru astfel de produse era de aproximativ 150 de lei. Bugetul C.O.S.A. a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 400.000 de lei, potrivit Direcției Naționale Anticorupție. În judecată a mai fost trimis și Sever Giurcău, fratele directorului de la Protecția Consumatorilor.